Atunci să o punem la vot. În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 299 din 26-7-2018, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de 31-7-2018, orele 16, la sediul primăriei comunei Sândureni, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventariere generale a elementelor de natură, activelor, datorilor și capitulilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sândureni pentru anul 2017, inițiator primarul comun. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pe trimestrul 2 al anului 2018, inițiator primarul comun. Punctul 3. Proiect de hotărâre de aprobare a devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, reabilitare, școală Berșești. Rest de executat ca urmare a rezierei contractului de execuție lucrări, inițiator primarul comun. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al Comunei Sândureni, inițiator primarul comun. Și punctul 5, divers. Dacă sunt de acord cu ordinea de zi, spunem la vot. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea rezultatelor inventariere generale a elementelor de natură, activelor, datorilor și capitolilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sândureni pentru anul 2017. Aici vă poate explica doar primar. Acest proces verbal de inventariere trebuia făcut pe luna februarie, nu s-a făcut, având în vedere că aveam o anumită sumă de la alimentarea cu apă stabilită de expert de aproximativ un miliard 400. Și nu știam cât este de certă această sumă, adică aș fi vrut să fie o situație compensatorie între lucrările executate și lucrările neexecutate. Societatea nu a vrut să facă aceste compensatori pentru a fi depusă la procuror și am inventariat în lipsă cu suma aia de 1.400.000, am dus-o într-un cot până la revedere. Deci procesul verbal de inventariere, dacă ați dat citire, inventarea terenului din domeniul public în valoare de 383.893, construcții drumuri publici 9.365. Aceste valori sunt date printr-o evaluare făcută acum 3 ani zile și reactualizată pe bază de IPC la finele fiecărui an, având în vedere că IPC-ul, indicele preț-consum, este aproximativ egal cu IPC-ul de acum 3 ani zile. Adică chiar pe anul 2017 avem un indice mai mic de 0,97. Dacă aveți întrebări? Nu? Să o punem la vot atunci. Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pe trimestrul 2 al anului 2018. Cod de execuție făcut de doamna contabilă, venitul, cheltuieli, exercițiul bugetar la finalul 31. Doamna contabilă, dumneavoastră, adică știu că s-au mărit venitul de 45.000 de lei, deci în comparație cu anul trecut, adică în sume restabilite cu proiectul de buget la finele începutului anului, doar s-a mărit venitul cu 45.000 de lei din încasă. Întrebări? Dacă nu, să punem la vot. Cine pentru? 3. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre de aprobare a devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, reabilitare școală Berșești. Rest de executat ca urmare a realizării contractului de exerciții lucrări. După cum știți, am realizat contractul cu SCVOM Constructor, iar conform centralizatorul venit de societate la plată, pe ultima plată, se constată că rest de executat este în valoare de 153.000 de lei acustativ, adică 1.530. Apropo,
aceste cheltuieli de 1.530.000, cu toate că suma va fi mai, mult mai mică, 1.200.000, 1.300.000. Dar pentru că pe centralizator ar fi ceva de genul indicator tehnico-economic în faza SF. Eu merg pe, pe această valoare de 1.530.000, dar cu toate că valoarea va fi mult mai mică, având în vedere că, după cum știți cei de la Greșești, am cumpărat de 40 milioane gret și am reușit săptămâna asta, reușim să finalizăm gretuitul. Astfel încât să putem să dăm spre licitație altei firme. Nu știu cine o să vină, nu știu cine o să vină pe valorile astea atât de mici, pentru că constructorul ce face? Vine pe infrastructură, suprastructură, pe valori foarte mari și pe arhitectură cu valori mici. Și după ce încasează bani pe infrastructură și suprastructură, te lasă și pleacă. Exact cum s-a întâmplat la școala la Reșești. Adică, ca și exemplu, astăzi am întâlnit de listele de cantități în vederea transmiterii către diferiții executanți, tot gretul dat pentru școala Reșești, cei carioneri care te pricep, 3 luni de gret plus plasă, costă 36 de milioane. Nu poți să faci o lucrare cu 36 de milioane, având în vedere că sunt 852 de metri pătrați. 852 de metri. Iar a venit cu o sumă foarte mică, l-a încasat bani pe infrastructură și suprastructură, iar acum a găsit și el acum un motiv că nu-i plătim bomba. Și s-a rezilat contractul, nu are legătura cu diferiți specialiști, nu, a zis că nu este ok. Dacă te-ai păcat cu 500 de milioane pe manoperă, el nu avea cum să-ți ceară ție bombă încă 500 de milioane. Nu avea cum. Situația este grea. Să vedem dacă am vorbit cu societatea de aici, de la școală, nu vrea, nici societatea de la Coma, nu vrea niciuna de societăți cu valoarea asta să facă lucrare. Nu știu, probabil voi reactualiza acum la proiectant. Noi ne ducem cu valorile astea, să vedem dacă vreau un constructor, dacă nu dorește niciun constructor, atunci trebuie să facem reactualizarea rest de executat. Adică dacă ai valoarea aia de 1.200.000, zic, domnule, cum îți iese din vizierul general, mărește valoarea cu 100 de milioane sau cât îi iese, că nu poate să fie estimat. Cât îți iese din vizierul general, astfel încât să vină. Nu știu, adică vă dau un exemplu, pe parchet de 12 mm, da? Acum pe piață nu există parchet la 28 de lei metru pătrat, parchet de 12 mm. Parchetul de 12 mm, tot parchetul pe piață acum, este peste 45 de lei fără TVA, 50 de lei. Și el mi l-a dat proiectant cu 28 de lei. Păi cum să vin la licitație dacă pachetul ăla este 48 de lei? Nu am cum să vin. Mai mult de atât. Vă dau un exemplu. La trotuare, în jurul clădirii, sunt 47 de metri cub. Asta înseamnă 47 împărțit de la 8. Vedeți, și dumneavoastră 6, 8, 48. 6 mașini de beton. Să întinzi tu trotuare și 6 mașini, adică 47 de metri. Apoi, manopera costă 7 milioane 900, 8 milioane. E o sumă mult prea mică. Cum să întinzi tu 6 mașini de beton cu 1 milioane? Nu știu care. Cu pompane prinzi, adică poți să faci anul fără pompane. 7 milioane mâine nu place nimic. Cu pompa pe care îi face pompa și îi dirișezi, tu nu mai se poate acolo. Pentru că este un pompane. Deci, pe cum? Nu te duci 6 mașini. Nu te nu tot. Nu e la nu poți face atâta mai mare. Dacă ai un spațiu mare, vii cu aia tot acolo. Dacă ai trotuare de 60 de metri. Îți trebuie compactare. Nu, îți trebuie un strat de nisip de 10 cm. Îți trebuie compactarea acelui strat de nisip, îți trebuie cofrat, îți trebuie și compactare, îți trebuie și beton. Nu termin într-o săptămână, 3 oare, 4 oare. 700. Și 794 de lei. Acum o simulare de cost la prețul real? Nu, am făcut, dar nu poți să-ți dai seama. Deci, pe exemplu, am făcut, acum de vizie, îmi iese 1.100.000 și ceva, 1.200.000. I-a văzut pe masă, uite și atâta pe masă. Am făcut cum să nu. Dar nu, sunt sigur. Și școala, atunci, nu văd să văd de nou. Eu știu că am făcut. Sunt fond de vizie la zi. Toți cei care sunteți constructori, streașina asta de aici, care vine, rambriul ăla, streașina aia, îmi dă 8 milioane metru cub, 19 lei metru pătrat, 20 de lei metru pătrat, un metru cub. Într-un metru cub sunt 40 de metri pătrați, 40 mulțit cu 20, 800.
Nu găsești pe piață tu acum scârbă, geauită și fălțuită la 8 milioane. Oameni buni, de la 12 milioane în sus, ce vorbim? 16 milioane. Și el acum îmi dă listele de calități pe 8 milioane. Pe cum se poate? 8 milioane scârbă simplu. 8 milioane scârbă, a simplu. Scârbă simplu, nu a făcut nimic. Adică e o situație foarte grea, nu știu. O să fac și scris la societatea asta, dar nu vine niciuna. De exemplu, îmi dă gresie de pescăl de 25 de lei. De cum să pui tu gresie pescăl de 25 de lei? Gresie de grazulată aia care nu are. 40, 45 de lei. Da, dar până nu se uită pe... Piață, ce cum ne uită. Nu, dar prețul de lei. Știi de unde am uitat să fac ce ies bani la construcția asta. Așa unii, asta l-a băgat pe țin. De exemplu, trei milioane 400 să pui toate gresia grafului alea la 21 de geam. Păi nu poți să pui mai mult de 4 geamuri pe zi. Zi, Ionel? Deci avem o dată 80 de milioane și cu 930, 1 miliard 10 și cu 140, 1 miliard 60 de milioane, 1 miliard 160 de milioane. Am aprobat 30 de executat pe valoare, pe o valoare mai mare, asta încât să nu mai facem o poședință. Ai grijă de da, alte întrebări. Situația este foarte grea, nu știu cum la mine se întâmplă toate astea. Nu știu. Asta e viața. Dar asta vrem noi să vedem. Mai sunt și alte cazuri la alte localități. Pentru că mi se pare cu totul anormal, dacă tu ai încheiat un contract pentru execuția unei investiții și trebuie să o livrezi la cheie. Și dacă nu vine ce trebuie? Ce să-i fac? Deci dacă nu la o condiționat la faza de contractare. Nu există. Legea achiziției publice, prețul cel mai scăzut. Nu o poți să vândi. Atât timp cât el îți vine cu 70% din valoare, nu vedeți contestație peste contestație în el. Procese peste procese și lucrări care nu pot începe. Și dau un exemplu, primarul de la Măgirești. 2 ani de zile de proces. Acum s-a schimbat legea cu contestațiile 2%. Da, 2%. Plătește 2% din valoare. Domnul, dar și cu 2% fac contestații. Sunt anumite firme care tot fac contestații. De exemplu, noi la canalizare am făcut o fișă de date, m-am spus, unică. Pe un punctaj astfel încât firma care vine la licitație să poată câștiga licitația cu 98%. Adică, pe condițiile impuse de ANAP, una dintre condiții este ca prețul cel mai scăzut să reprezinte 75 de puncte. Adică pe punctaje. Licitația se câștigă pe punctaj. Eu nu am vrut ca prețul cel mai scăzut să reprezinte 75 de puncte. Și am băgat niște formule matematice, astfel încât o societate să câștige licitația cu 98%. Eu vreau să spun, foarte puține societăți vor veni la licitație. Și dau un exemplu, la Său au fost 10. La noi nu știu dacă vin 2. Pentru că sunt niște condiții, nu pot să le spun cumulative, că nu sunt cumulative, sunt condiții separate, dar dau un exemplu. Proiectantul, să aibă 12 proiecte întocmite în ultimii 5-6 ani, printre care 6 proiecte cu procese verbale de recepție a lucrării. Asta înseamnă ce? Experiență din partea proiectantului. Executant, să aibă în ultimii 5 ani lucrări de 2.100.000.000, de 2.500.000.000 de euro. Dar să aibă contracte încheiate, lucrări încheiate cu procese verbale de recepție a lucrării pe valori de 70.000.000, 80.000.000. Adică condiții pe constructor, am înțeles că mai sunt constructori pe județul Bacău, dar nu știu care se încadrează. Spre exemplu, una dintre firme care tot au venit aici, mai multe firme, avem și Arconepu și Grup Temloc și la For Service, ei vor să vină în asociere. Adică contractele tale, adunate cu contractele termene, să facem valoarea de 80 de miliarde. Și am zis, domnule, atât timp cât eu nu ți-am precizat în caietul, în fișa de date, că poți să vină în asociere, nu ai voie să vină în asociere. Adică vii singur pe vara aia. Dar și după aceea tu, dacă vrei să dai... Nu. Și sunt șanse să vină cineva sau rămâne de bine.
luat negativ, luat negativ. Și dacă câștiga o firmă cu 60%, îți ducea, îți făcea stația de curare, îți făcea primele lucrări, îți făcea un grafic de execuție, că tică știe pe primele lucrări și primul ce vedea. Am avut o grădiniță. Da, un exemplu, am avut o licitație la grădiniță, da? S-a prezentat un singur un ofertant și a venit cu valoarea de 90% din valoare, adică grădinița cu 27. Ei, avea niște greșeli, era singurul și noi am solicitat niște clarificări vis-a-vis de documentația tehnică, da? Documentația economică, era economică, că am solicitat clarificări. Dumnezeu n-a răspuns. Au trecut acele 3 zile, eu, cu nebunii, mă duc la doamna Onea și zic, doamna, ați trimis? Am trimis. Mai trimis eu odată. Și ea mai trimis odată. Nu i-a răspuns nici a doua oară. Și atunci, domne, am anulat procedura, am scos la licitație. Și vă spun și cine. Dar după vă spun cine. Vă spun după cine. Da. Ei, filmul spune ce că, domne, spune ce că nu, că trebuia să zic cu 98%, am venit cu 90% prea puțin. Vedeți? Și acum, când am scos iar la licitație, că suntem, s-au depus oferte, s-au depus 3 oferte, acum nu mai e unul singur, sunt 3 ofertanți, au venit 3 ofertanți cu valori, cât au venit? Toți aproximativ 90, 89, 88, diferențe foarte mici. Adică tu ai avut lucrarea în urmă cu 90% și renunți la ea, ai fost singur. Ce s-a întâmplat? El a venit un proiectant. Proiectantul avea într-o măsură tot. Este greu și numai la noi. Noi am avut totuși greu, dar am reușit rezilierea cu drumul de acum. Deci una dintre realizările noastre foarte mari este că am decis să rezilier contractul cu Cășuneanu. Nu ne-a contestat rezilierea și cel mai mare noroc a fost că firma asta, o firmă micuță, o firmă micuță, dar ok, a venit cu un preț mai mic decât Secem Aldrag și Cășuneanu, ca DPD Gheorghen. Deci a venit cu un preț mai mic și nu s-a creat un prejudiciu. Dacă s-ar fi creat prejudiciu, trebuia să te duci în judecată cu firma respectivă de recuperarea sumelor pe care firma asta a venit mai mult. Clar, citați. Am avut noroc. Da. Este greu. Dacă nu, s-o punem la vot. Cine pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al Comunei Sândulen. Aici o să vă spun mai multe, domnul secretar. După câte știți, în anul 2013 s-a aprobat un regulament privind regimul infrastructurii a rețelelor de comunicații electronice. Bun. Asta a fost pe legea 154/2012, între timp a apărut legea 159/2016, care abrogă vechea lege. Nu sunt, deci, e adevărat, sunt mai multe drepturi ale celor care au aceste infrastructuri de telecomunicații electronice. Cu ocazia asta trebuie și noi să modificăm regulamentul și modelul de contract. Dar în mare, sunt aceleași care au fost și în 2012. Iar prețul rămâne același de 3 lei pe metru miliar de an, atât subteran și suprateran. Acolo unde țara respectivă, proprietățile private ale oamenilor. Acolo e treaba lor. Deci, nu. Deci trebuie să... Direct, în baza la 159, se duc negocieri între proprietarul terenului, proprietarul de drept și... Sunt foarte mulți proprietari de teren care, eu știu că sunt, adică pe terenul lor, trece și o rețea de comunicație. Nu vorbi de ce a fost înainte. Cei care au deja instalate rețelele acum se supun regulamentul, nu au probleme? Bine, nu, deci regulamentul de când se aprobă? Și legea de când? Deci, am spus, au, deci... au rețele pe terenul, pe stâlpi, pe pământ, pe sub pământ. Deci pe stâlpi, iată, intervin și spun. Pe toți stâlpii, inclusiv aia de electricitate care au fost înainte de, hai să spunem, până acum vreo 4 ani de zile, deci era de interes național, deci nu se achita absolut nimic către proprietarul de teren. Acum a început să se achite, dar de la momentul în care reglementează legea așa ceva. Deci prima reglementare vis-a-vis de chestia asta, dar pentru instituțiile publice, a fost în 2012 legea 154, care ne-a obligat pe noi vis-a-vis de regulament. Da?
Iar după aceea, deci e vorba de domeniul public și privat al comunei, nu al proprietarului. Proprietarul, deci prin legea asta 159, ia și negociază el direct cu operatorul. Și sunt acolo și niște drepturi ale proprietarului și niște drepturi ale operatorului, care trebuie să respectate. Controlul respectiv nu știu nimic. Cine îi informează pe cetățenii? Păi da, deci cel care operează rețelele de telecomunicații electronice. Nu are interes. Da. Deci nu are interes. Dar nu, nu face obiectul întrebarea asta, nu face obiectul așa ceva. Da, da. Păi eu am întrebat clar. Noi aprobăm astăzi regulamentul ăsta. Da. Cei care au deja instalat. Am, deci am spus, deci ce este proprietatea, ce este proprietatea comunei? Drumurile, păi da, dar ăla care este făcut, el a făcut, e aplicanșul lui regulamentul. Păi da, dar, deci până acum, cine are pe raza comunei? Păi are Orange, are pe sub, la stufă, pe Carajea, care a trecut, ăla da. Din 2000, da. Orange. Are... În 2000 mai reglementat așa ceva, deci de ce intervin și spun încă o dată? Deci în 2000, așa ceva nu reglementat. Acum... Bine, eu asta am întrebat. Dacă acum aprobăm regulamentul, vor plăti și ei, vor intra și ei sub incidența acestui regulament? Deci nu ce a fost până acum, ce va fi de acum încolo? Adică, da. Deci nu, e simplu. Genul, dacă vine societatea... Deci se spune la oameni să ducă să caute... Și să sabi și să-l scoată afară. Dacă el nu este supus nici unui... Noi am avut aceeași discuție și atunci, în 2000 sau 2002, nu știu când. Dacă vor plăti sau nu... În 2012, deci da. În 2013. Nu, deci în 2013, 2013 am avut cea... În 2013, când s-o deci aici nu mai știu. Nu știm că eram aici. Și atunci așa au spus, că vor plăti și așa, așa aprobați, nu mi se pare. Nu e făcut stratul. Așa, așa au tras cablu frumos pe sub teren, au... Săpata așa, au lăsat și nefinisat deasupra drenajul și au plecat. Ei, la ăștia mă refer eu. Dar nu face obiectul la întrebare, deci la păi nu ăsta. Face drumul, da. Dar așa este. Dar ei, atunci, ăia care au pe acolo deja capul tras, ei merg în continuare așa și gratis? Deci în 2002 nu eram aici. Nu știu dar să vă spun. Deci, aici... Dar nu poate să vă spun. Dar nu, dar niște întrebări care nu... E două lucruri diferite, nu? Da. Pe una, proprietate private. Asta mă pun proprietate. Și proprietate... Stai așa, stai să plecăm deja. Deci eu am făcut deja investiții, am tras cablul de acolo, am sursa tras. Atunci legea nu m-a obligat ca să plătesc nimic. Acum. Eu rămân cu cablul, că e acolo, în pământ. Da. Și e utilizabil. I se aplică și lui coeficient de ăsta de... De acum încolo. Deci am mai spus încă o dată, nu știi. De acum încolo. Deci în 2012 când a reglementat, deci în 2012 când a reglementat chestia asta. Care instalează, nu avea ăștia care instalează. Da. Dar la ăștia care au instalat, nu? Dar a făcut-o eu, domnul Grosie. Păi nu, dar întreb un secretar. Întreb dacă... Păi știți că și pe comisia ați mai întrebat și... Trebuia să o continuăm atunci. Mai să faci de acum. Tot la fel am primit răspunsul. Nu se poate să fie o reglementare cumva ca să, cum să-i lași pe aia să folosească de terenul nostru, că se folosește practic terenul nostru, pentru că atunci nu trebuia, erau alte condiții, alte norme. Nu știu că terasa comune are doar Rom-Telecom, care era tras are de și Orange. Și Orange are tras inclusiv acum, în 2013 sau 2014, când a rămas la... Grave acolo în câmp, împotmolit în mașina noastră, au rămas din cauza că ei s-a pasă acolo și am turcat stradă da. Și au cablu acolo la checheriță jos. Și au cablu tras. Atunci trebuie văzut 2014 dacă avea autorizație de construcție. Că, de exemplu, 2014 chiar că nu știu nimic, eram aici în 2014. Este și pistil. Că ei nu aveau voie, deci fără autorizație de construcție, nu ai voie să te apuci să faci o lucrare. Și autorizația trebuia ca să-și plătea ce ai de la Consiliul Județean. Țineți minte un lucru, că noi n-am vrut să aprobăm montarea aparatului de govinetă și totuși s-au montat. Și noi n-am aprobat niciodată. Da, să trebuie să dacă nu, să punem la bun.
Eu îl supun la votare, nu? Părerea mea ar trebui să le lămurim noi mai bine. Eu personal mă abțin, pentru că eu nu sunt lămurit. Și nu cred că este corect ca cel care deja are trasă să stea bine mersi că el utilizează mulți ani și beneficiază de investiția respectivă și pe el să-l lăsăm în pași și să-i luăm la întrebări cu aceștia care vin, care mai au și mai bine, pentru că deja au rețele trasă. Da. Acum e vorba de regulament și de contract, care nu are nicio legătură cu ce spuneți. Deci mă vreți să aprobă. Da. Bine. Dar nu, e vorba de mine, nu de altul. Am zis, nu, deci. Dar eu știu că v-ați cu fibra ochi, că cineva s-a opus. Nu, dar voi să fim bucata lui. Și m-a dat cu spray-ul pe dizuși, tot nu trecut. Am fugit de aia, freză de aia. Am trecut pe sub terenul lui și o ieșit în partea aia, și s-a poate în continuare. E cam greu de rezolvat regulile astea. Da, domnule, pentru că noi cei care avem și beneficiem de servicii lor și avem autonomie, dacă nu i-am plătit la timp factura, da, au uitat imediat penalizări. Și atunci mie mi se pare normal, mi se pare foarte corect, și ei să fie corect și să plătească ceea ce trebuie să plătească pentru chirii, pentru... Deci, cine se abține? Două? Domnul Brânză și cu domnul Trecuș. Și cu ce? Și cu domnul Trecuș. Bine, trebuie să scriu de ce. Putem? M-am referit la cei care au deja trase rețelii și până acum nu au plătit nimic. Ei rămân în continuare să utilizeze rețeaua pe gratis? Asta a fost întrebarea. Regulamentul este un regulament standard venit sau este făcut de noi? Făcut de noi. Păi da, și atunci de ce a spus că ce a fost a fost? Adică nu se mai poate... Nu ci și vă mai de acum până. Păi da, dar și la ce a fost? Deci e pe urmă ce a fost din 2012, deci trebuia prevăzut așa ceva. 2012 până astăzi nu avea nimeni ca să iasă ceară. Așa ceva, da? Ceea ce s-a discutat până acum. Pentru că a fost abrogată vechea lege. Și acum a apărut noua lege. Iar tocmai de aceea ar vrea ca să facă cadrul așa fel încât costurile pentru internet să fie cât mai ieftine. Deci ca să fie mai cât mai ieftine, inclusiv proprietarii de terenuri, inclusiv consiliile locale care sunt proprietari pe terenuri și când vor să treacă evițările, trebuie ca să fie pe un preț cât mai mic. La noi, la ei să fie mai mult. Nu știu, dar asta e... Aici și domnul secretar de dreptate și neunică de dreptate. Dom'le, legea a făcut în 2016 și trebuia aplicată în 2012. Legea zice... Nu, chiar din 2016, 2012 era legată. Și nu precizează din urmă, spune... Uitați, pentru accesul pe proprietatea publică sau la înscură... Nu, asta e lucrul primar. Deci... Ai de toate ce spune. Adică celălalt nu casezi cu nimic? Păi nu. Deci, dacă acum eu am dat regulamentul, normal ar fi acum să ne interesăm de cei care au instalat deja de atunci rețele și zic, eu nu am la raport. Ia bine, nu faci, mai ai rețeaua. În perioada asta? 2012-2016? Păi normal, deci, măcar de aici încolo, la asta m-am referit eu, să-i aplicăm și lui acest regulament. Păi legea zice că i-a plăcut în 2016. Păi de acum încolo să-i aplicăm și lui. Și lui să-i aplicăm de acum încolo. La asta m-am referit. Deci regulamentul e cum îi se acordă accesul pe proprietatea publică de acum. A, cum se acordă accesul, da. Da. Și cu despăgubirea. Da. Deci domnul Brânză și Trecăduș. Da. Și la punctul 5, diverse. Aici să mai precizez câte ceva și îmi cer scuze. La acolo fiind foarte bun. Mai multe firme la licitații, pentru că apoi există proiect, există autorizații, el începe a doua zi. Și bani mulți. Și banii sunt toți,
sunt avizii, sunt tot. Deci la o să fie, o să fie mai multe firme pe apă. Asta e bine, eu vă zic. Vorbim, nu vă dăm unde atât. Am. Mi-a dat seama că nu vor veni la valoarea care e. Dar vrea să știți la valoarea? 27 de miliarde. E bună? De ce? E bună, 55 de miliarde. În primul traș. Da. Da. Și eu întotdeauna evit, evit pe dumneavoastră, pe toți, să vin cu niște proiecte, să inițiez niște proiecte astfel încât nici eu să nu fiu ok, nici din asta noi să nu fiți ok să aprobați ceva. Pentru că mi-e să te ia. Spre exemplu, pe bună dreptate am spus că numai eu pățesc aceste lucruri și două persoane au zâmbit. Acum, eu vreau să spun așa, eu puteam să vin în ședință și să aprob articolul pompă 500 de milioane, astfel încât să nu rezilez contract. Da? Deci zâmbetul celor două persoane s-ar fi bazat pe acei 500 de milioane. Și atunci aș fi un consiliu local, dom'le, nu vrea, e, a, venim cu aia 500 de milioane, aprobarea pompei, creșterea cu valorul contract cu 500 de milioane, având în vedere că pe articol cu tare. Dar eu am inițiat acest proiect, sunt părtași cu dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați fi aprobat acel părtași, și cam, când venea un organ de control, curtea de control, intram și eu, să nu credeți că numai dumneavoastră, intru și eu ca inițiez proiectul și dumneavoastră. Deci eu evit să vin cu proiecte care să fim toți părtași la o neregulă. De asta v-am zis. Zâmbetul acelor două persoane mi s-a părut puțin, nu știu cum s-a spus, să-l numesc. Ar trebui când se zâmbim să ne gândim că venim cu niște proiecte inițiate corecte, astfel că nici dumneavoastră, nici eu și nu mai certăm și corect să ne mai certăm. Dar te duci acasă liniștit. Niciodată nu voi veni cu un proiect astfel încât cineva să aibă ceva de suferit, să aibă de suferit cineva. Eu puteam să vin cu acele 500 de milioane și... Și mai mult de atât, suntem una dintre comunele care chiar avem un clerc cu valori foarte mari. Adică chiar dacă licitație vor dura, vor dura, sunt un clerc foarte mari. Adică gândiți-vă că sunt aproape 2 milioane pe canalizare, 1.300.000 pe apă, 3-400 sau 2 milioane aproape apă, grădiniță. Avem și proiect depus pe fonduri europene, adică problema este următoarea. Dacă